Iubiți credincioși, ne aflăm în duminica 21 după Rusalii. Evanghelia pe care am ascultat-o ne pune în fața inimii, în primul rând, și auzului, apoi, pilda semănătorului, rostită de Mântuitorul, asemenea altor pilde care vorbeau despre împărăția lui Dumnezeu. Dacă citim în cuvintele Sfintei Evanghelii, vom auzi sau vom citi următoarele cuvinte. Asemănatul sa împărăția cerurilor, celor 10 fecioare, sau grăuntelui de grâu, sau altor astfel de povestiri care ne fac să înțelegem ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, dacă suntem aproape sau dacă am rămas încă foarte departe de ea. În această duminică, Mântuitorul ne amintește că toți suntem țărână. Așa ne spune Cartea Facerii, că îndată după creație, îndată după ce omul a fost așezat în frumusețile paradisului, ale grădinii raiului, el a călcat singura poruncă pe care trebuia să o împlinească, să o păzească, aceea de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Și omul acesta de țărână, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care a luat pământ și l-a zidit, a călcat cea mai facilă, cea mai simplă poruncă pe care o avea de împlinit. Și atunci i s-a adus aminte de către Dumnezeu că pământ ești și în pământ te vei întoarce. El era deasupra tuturor celor pe care le oferea grădina raiului, în armonie cu Dumnezeu, în armonie cu tot ceea ce era acolo împrejurul lui. Dar, îndată după călcarea poruncii, această armonie s-a destrămat, iar omul a fost alungat din grădina Edenului. Deci, parabola de astăzi ne amintește că toți suntem țărână. Din țărână am fost făcuți și din țărână ne vom întoarce într-o zi când Domnul va rândui pentru fiecare. Chiar dacă noi credem că vom rămâne aici până la sfârșitul veacurilor. Parabola pe care Mântuitorul a spus-o celor care l-ascultau ne vorbește despre patru tipuri de oameni, patru tipologii, pentru că nu se referă doar la pământ, deși pământul poate constitui aceeași situație sau să ne arate aceeași situație ca și cea pe care o prezintă Evanghelia de astăzi. Dar nu este vorba despre patru feluri de pământ, ci patru feluri de oameni, patru feluri de trăiri, patru feluri de împlinire a cuvântului lui Dumnezeu. Cel din tâi, iubiți credincioși, prezentat în Evanghelia de astăzi, este cuvântul lui Dumnezeu trimis către cei care se află undeva pe lângă drum, pe calea bătătorită a acestei vieți. Foarte frecvent auzim de situații din acestea. Oameni care se confruntă cu multe greutăți, pentru că cei care se află pe lângă drum nu se bucură de avantajele unei căi, să spunem, moderne, acum, asfaltate sau altă dată în vremea romanilor, de exemplu, a unui drum care străbătea distanțe lungi
și care oferea un anumit confort în timpul călătoriei. Sămânța căzută pe lângă drum, care este călcată în picioare, îi reprezintă deodată pe oamenii care nu se află în fruntea societății de acum. Călcată în picioare, pe de o parte cuvântul lui Dumnezeu călcat în picioare de noi, pe de altă parte oameni nedreptățiți, oameni călcați în picioare de cei care se consideră superiori lor. Aceștia aud cuvântul lui Dumnezeu, dar nu fac rod pentru că nu au terenul sau pământul fertil care ar putea oferi dezvoltare, care ar putea să-i ajute să se dezvolte așa cum este firesc în drumul semințelor către împlinirea lor. Un alt tip de pământ sau alt tip de oameni pe care îi întâlnim în Evanghelia de astăzi este acela al semințelor căzute pe pământ pietros sau pe piatră în alte traduceri. Când o semânță cade pe piatră, ea ar putea să se dezvolte în primele zile, dar neavând umezeală, neavând cum să-și stabilească rădăcina în pământ, ea se usucă. Îndată ce se arată soarele, ea se usucă, deci piere. O altă categorie, a treia din Evanghelia de astăzi, este a semințelor căzute între spini. Dacă veți întreba pe cei care cultivă cu atenție pământul, grădinile, veți afla ce luptă au cu buruienile, cu spinii, care au rădăcini puternice, care sunt mult mai zdravene decât firele plăpânde de grâu sau de alte legume folositoare. De aceea, pălămida, spinii, înăbușesc firele care doresc să iasă la lumină. Despre aceștia, Mântuitorul însuși, care a tâlcuit pilda, ne spune că suntem noi, oamenii, preocupați de atâtea griji, care avem atât de multe poveri de purtat, care ne preocupăm și de lucrurile materiale, care ne preocupăm și de slava lumii, care ne preocupăm de tot ceea ce este auxiliar în viață. Și prea puțin, sau chiar deloc, nu ne străduim să facem roditor cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Spinii, buruienile de tot felul, cu ani în urmă, un episcop de la Oradea a scris o carte, Buruieni crescute la umbra bisericii, referindu-se la cei care s-au depărtat de biserică și care nu au mai căutat acest pământ roditor și s-au dezvoltat cu rapiditate, așa cum se dezvoltă și buruienile și cum de multe ori s-au întotdeauna dorim și noi să trăim fără să știm de Dumnezeu. Abia o parte din semințele aruncate de semănător au căzut în pământ bun. Care este acest pământ bun? Care sunt acești oameni? Pentru că până la urmă măsura fiecărui om este o măsură nedeplină, nedesăvârșită. Niciunul dintre oameni, oricât s-ar strădui, și sunt încă, slavă Domnului, oameni care au acest ideal de a se identifica cu Dumnezeu, de a împlini poruncile, de a face fapte bune,
și totuși ei rămân la o măsură omenească, dar ei constituie pământul cel bun care aduce rod însutit. Părinții bisericii ne spun că aceste patru categorii, aceste patru tipologii de oameni suntem noi și ne regăsim fiecare într-un moment de realitate și de smerenie, mărturisind înaintea lui Dumnezeu că noi suntem, sau eu sunt, pământul cel neroditor. Eu sunt sămânța căzută pe piatră, care a odrăslit, dar care nu s-a putut dezvolta. Eu sunt cel înăbușit de mulțimea spinilor, a buruienilor, care acoperă dorința mea de a ieși la lumină. Toate acestea, iubiți credincioși, sunt pământ neroditor pe care semănătorul, Dumnezeu, care trimite din darurile sale cele bogate, nu va găsi rod bun și nici de cum rod însutit. Pământul cel bun și roditor îl constituie oamenii lui Dumnezeu cu inimă bună și curată, ne spune Evanghelia de astăzi, care au făcut să crească această sămânță a cuvântului dumnezeiesc și care a rodit mai mult decât în celelalte laturi ale pământului rămase neroditoare. Care sunt oamenii asemănați cu sămânța căzută lângă drum, călcată în picioare de drumeți și mâncată de păsările cerului? Care sunt cei asemănați cu sămânța căzută pe piatră și care sunt cei asemănați cu sămânța căzută în mijlocul spinilor? Sunt cei care aud cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea chiar să fie uimiți de ceea ce aud, dar lucrarea celui rău, puterea întunericului sub diferitele ei forme, înăbușă, acoperă, întunecă gândul cel bun, iar sămânța nu mai poate ajunge la maturitate, la maturitate pentru a se dezvolta și pentru a duce rod însutit, după cum ne spune Evanghelia. Iubiți credincioși, referitor la aceste trei tipologii, unul dintre cele mai frumoase cuvinte care s-au spus din cele multe îi aparține Sfântului Isaac Sirul. Sfântul Isaac Siru ne spune că omul trebuie să cunoască la ceasul morții în ce țarină a lucrat în viața lui. Vă rog să rețineți. Trebuie să cunoască în ce țarină a lucrat în viața lui. Dacă ai lucrat până la capăt în țarina care naște amărăciune și buruieni, celor care o lucrează, strigă cu suspin și durere către Dumnezeu ca să se odihnească în tine Duhul Sfânt și să te spele de întinăciunea răutăților tale. Împacă pe Dumnezeu cu lacrimile tale, ne spune Sfântul Isaac Siru. Deci în această stare în care ne aflăm noi, în țarina neroditoare, în locul care a răsărit amărăciune, buruieni și spini, singura variantă este aceea a
unui strigăt sincer către Dumnezeu, după cum ne spune Sfântul Isaac Sirul, să împăcăm prin lacrimi nelucrarea noastră cu dreptatea lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, cea de-a patra parte a pământului semănat de către Dumnezeu în lume o constituie oamenii plini de credință și de lumină. Dintr-un început aceștia s-au cunoscut. Martirii din Ierusalim, cel dintâi fiind Ștefan, unul dintre cei 7 diaconi, și alții care au urmat apoi, fără să le cunoaștem numărul, constituie pământul cel bun, cei care s-au străduit să facă ceva în viața lor, cei care l-au mărturisit pe Domnul, cei care s-au bucurat să-L întâlnească în fratele de alături, în omul aflat în suferință, în omul singur, în omul pe care nu-L mai caută nimeni. Pământul cel bun este încă roditor, știind de faptele care ne oferă și nouă exemplu. Chiar dacă noi nu avem astfel de fapte, ne bucurăm și le apreciem în mod deosebit când le vedem la alții. Pământul cel bun este constituit de oameni care se bucură de frații lor, nu de oameni care sunt mereu revoltați pentru orice cuvânt, pentru orice faptă, chiar și pentru împlinirile evidente ale fraților lor. Pământul cel bun este constituit din oamenii lui Dumnezeu, iar oamenii lui Dumnezeu se recunosc după faptele lor. Mântuitorul a spus ucenicilor, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste între voi. Primul semn al unui pământ roditor, al unui pământ bun, care face rod însutit, este tocmai această lucrare a iubirii. Dacă cineva a dobândit-o, dacă cineva o lucrează, dacă cineva o oferă altora, este pământ roditor. Iar plata lui va fi pe măsură. Iubiți credincioși, în această duminică ne întâlnim cu un om al lui Dumnezeu, canonizat de către Biserica Ortodoxă, de către Biserica Greciei, care a lucrat pentru a deveni pământ roditor. Este vorba despre Sfântul Nechifor cel Lepros. Dintre nenumărații sfinți ai Bisericii, iată că în veacul al XX-lea au strălucit câțiva care au făcut și care săvârșesc în continuare nenumărate minuni. Minuni care sunt semnul răsplătirii celei drepte a lui Dumnezeu pentru viața lor, pentru trăirea, pentru faptele pe care le-au săvârșit. Unul dintre ei, de la începutul veacului trecut la cele veșnice și canonizat către sfârșitul veacului trecut, a fost Sfântul Nectarie de la Eghina. Atâtea minuni pe care un sfânt bineplăcut lui Dumnezeu, un sfânt atât de cunoscut și de iubit, le oferă celor aflați în suferință. Iar de curând s-au aflat foarte multe minuni, fapte minunate, săvârșite de Sfântul Nechifor cel Lepros. Care a fost fapta lui de căpătâi? Cum a ajuns el pământ roditor? Cum de n-a rămas în stadiul acela de a fi călcat în picioare, de păsările cerului mâncat, semințele cele bune?
cum de nu a rămas pe piatră, cum de nu a avut inima împietrită ca noi, cum de nu s-a lăsat în presiunea și asediul buruienilor și al spinilor. Este foarte greu să faci fapte cum le-a săvârșit Sfântul Nechifor cel Lepros. Și pentru a înțelege dragostea lui, vă amintesc că cu 1600 de ani înaintea lui, Marele Vasile, Sfântul Ocrotitor al acestei biserici, care a fost arhiepiscopul Cezarei Capadociei, avea și el o leprozerie și tot felul de locuri în care încerca să vindece suferința oamenilor. Ni se spune din viața Sfântului Vasile că el în fiecare zi mergea și săruta leproșii. Cine punea mâna pe leproș putea să devină și el asemenea lor. Dar Sfântul Vasile avea atâta dragoste față de oamenii aflați în suferință, încât risca, arătând că mai mare decât toate rămâne iubirea. La fel a fost Sfântul Nechifor cel Lepros. El i-a ajutat pe cei aflați într-o leprozerie pe care nimeni nu-i mai căuta. Leproșii constituiau altă dată și constituie și acum, deși numărul lor s-a micșorat în mod simțitor, adevărate persoane părăsite. Nu mai au voie să se întâlnească cu copiilor, cu rudenile, cunoscuții, nu au voie să primească hrană din mâna lor și așa mai departe. Ori Sfântul Nechifor a fost unul dintre cei care i-a slujit pe astfel de oameni aflați într-o situație dificilă a vieții. Poate cea mai grea suferință pe care o poate purta cineva acum, cum au purtat-o și altă dată. De aceea a primit darul și puterea de a face minuni. Iar primirea unui fragment din moaștele lui, din Biserica Ciprului, pentru parohia dumneavoastră, este un mare dar. Este un mare dar pe care parohia va trebui să-l prețuiască cum se cuvine, dar este și un îndemn pentru fiecare dintre noi să luăm aminte la slujirea lui, la dăruirea lui pentru alții, la dragostea lui care covârșește lucrurile omenești, pentru a încerca, printr-o astfel de slujire, iubiți credincioși, să fim și noi pământul cel bun. În încheiere, aș vrea să vă spun că parabola pe care am ascultat-o astăzi este o profundă chemare pentru fiecare dintre noi. Dacă cumva ne-am recunoscut locul cel dintâi, adică la marginea drumului, dacă ne-am recunoscut a fi rămas pe pământ pietros, sau dacă ne aflăm mereu în mijlocul spinilor, al buruienilor, să ne schimbăm atitudinea. Dacă n-am reușit să fugim de amăgirile vrăjmașului, ale amăgitorului acestui veac care umblă ca un leu căutând pe cine să înghită, dacă n-am reușit să ne ridicăm la înălțimea cerută de cuvintele Evangheliei, să luăm aminte. Să luăm aminte la cuvintele Sfântului Isaac Siru, care ne spune că va trebui să strigăm cu suspin și durere către Dumnezeu, ca El să se odihnească prin Sfântul Duh întru noi și să ne spele de întinăciunea păcatelor. Adică să curețe pământul
plin de spini, să transforme pământul pietros în pământ fertil, iar calea de lângă drum să o sape, să o îngrijească, pentru ca și acolo semințele căzute, care nu ar avea nicio șansă de împlinire, să devină rod bogat. Iubiți credincioși, cu rodul bogat, adică cu faptele fiecăruia, am putea să mergem înaintea lui Dumnezeu. Fără acest rod, fără vreun rod cât de mic, niciunul dintre noi nu va ajunge înaintea lui Dumnezeu. Evanghelia acestei duminici este o chemare la rodire. Chiar și pentru cei neroditori, chiar și pentru cei care vreme îndelungată, ajungând chiar către sfârșitul zilelor, nu și-au pus problema întâlnirii lor cu semănătorul care va cere de la fiecare sămânța pe care a oferit-o la vremea semănatului. Când într-o grădină nu se găsește niciun rod, în mulțimea pomilor sau în straturile pe care le-am pus, observăm de departe, pe de o parte, lipsa binecuvântării lui Dumnezeu și pe de altă parte, neîmplinirea noastră. La fel se întâmplă și cu noi dacă ne situăm în cele trei situații, în cele trei tipologii, în cele trei amintite de către Mântuitorul la începutul acestei Evanghelii. Dacă vreunul dintre noi va face roadă, se va bucura de răsplata stăpânului. Să ne rugăm ca lumea aceasta, care este țarina despre care ne vorbește Evanghelia, să ne ofere și să ne primească în pământul cel bun, pentru că acolo locuind și acolo lucrând, să aducem rod însutit întru bucuria stăpânului. Amin.